Doamna Cecilia, cum ați cunoscut Asociația Speranță pentru România? Dumnezeu mi v-a scos în cale. Am căutat pe internet și am zis, Doamne, Tu să-mi scoți în cale, să mă ajute, că nu mai pot. Nu mai pot face față greutăților. Singură să le duc. Și atunci am apăsat pe internet și ați fost primii care mi-ați apărut în pagină. Am sunat și când mi s-a răspuns și mi s-a dat răspuns afirmativ, nu venea să cred. Și când am fost ajutată prima dată, am zis că visez, pentru că nimeni nu m-a ajutat niciodată cu nimic. Nu mi-a dat nimeni un leu degeaba. Ți-a răspuns colega mea, Da. am preluat toate documentele medicale, Sigur că da. s-a făcut contractul de sponsorizare, Da. s-a deschis campania de strângere de fonduri și oamenii au început să doneze, mai mult sau mai puțin. Tu ai putut să Funcție de urmărești, posibilități, da. te-ai putut să urmărești evoluția donațiilor. Și aș vrea acum să te întreb, pe parcursul campaniei de strângere de fonduri, de când s-a început campania și până în momentul de față, care a fost relația ta cu Asociația Speranță pentru România? A fost una bună. Deci de câte ori am sunat și am fost într-un impas mai puternic, mi s-a răspuns și în funcție de suma adunată, că au fost câteodată mai bine, câteodată mai puțin. Fiecare au făcut ce au putut și mulțumesc tuturor pe această cale. M-au ajutat de fiecare dată, cât n-au putut și le-am apelat, am cerut ajutorul, nu m-au refuzat niciodată. Cu alte cuvinte, fondurile care s-au strâns pe site la noi și care sunt acum și se pot vedea și de către tine, și de către noi, și de către oricine, atunci când le-ai cerut și ai avut nevoie, colega mea ți le-a dat în funcție de nevoie, în funcție de fondurile care erau strânse Exact. la momentul respectiv Exact. pe site. Exact. Cât de mult te-au ajutat aceste fonduri? Enorm de mult. Enorm. Deci n-aș fi putut face față, o mamă singură, poate copii, să plătesc și chirie, să fac și kinetoterapie și hrana lui Mario, pentru că îi trebuie ceva mai special, un regim, pentru că e și bolnav cu fierea și azi bronșii, eu cu diabet și câte și mai câte, nu mi-aș fi permis toate astea. Mai greu, dar a fost un ajutor imens, imens, pentru că nu m-a ajutat nimeni cu nimic. Dragii mei, pentru lucrul acesta, noi vă mulțumim pentru fiecare donație pe care ați făcut-o pe site-ul nostru speranțăpentruromânia.ro și vă invit să îl ajutați pe Mario în continuare, pentru că are nevoie de suportul nostru. Noi vom fi alături de el în toată această luptă cu viața, aș putea spune, să devină un copilaș cât mai aproape de normal, să poată să devină cât mai independent de mama lui, pentru că acum, așa cum a spus și doamna Cecilia, este dependent 100% de mamă. Și noi vă mulțumim, vom fi alături de el și cu siguranță că și dumneavoastră veți fi alături de el prin noi. Vă mulțumim pentru fiecare donație făcută și pentru fiecare donație care o veți face de acum încolo pentru Mario.